eyes of the world have been glued to the city of Harran for the past 2 months, following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine rule shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the Ministry still go through with a stated plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Harran virus once and for all? Whether by way of the virus or the Ministry's proposed plan, one thing is certain. Harran's days are numbered. În 2014, orașul Harran din Orientul Mijlociu trebuia să găzduiască o săptămână sportivă națională numită Harran Global Athletic Games. Cu toate acestea, înainte ca săptămâna sportivă să aibă loc, mai multe incidente violente s-au răspândit în orașul Harran, care, în cele din urmă, s-a dezvăluit că persoanele care au comis violențele sunt infectate cu un nou virus, un tip de rabie, care îi face pe oamenii infectați să se comporte sălbatic și să muște alți oameni transmițând astfel virusul. Dacă îți plac aceste episoade, lasă un like. Dacă încă nu ești abonat, te invit să te abonezi și de asemenea poți lua în considerare sprijinirea canalului prin butonul de join pentru a viziona aceste videoclipuri în avans. Ministrul Sănătății a sfătuit apoi guvernul orașului Harran să amâne săptămâna sportivă pentru a face față problemelor cauzate de virus. Cu toate acestea, sugestia a fost respinsă ulterior, iar răspândirea virusului a scăpat tot mai mult de sub control și tot mai mulți oameni au început să fie infectați. Pentru a ajuta la depășirea problemelor cauzate de virus, o organizație umanitară numită Efortul Global de Ajutorare, sau GRE, ajută supraviețuitorii care sunt încă blocați în oraș, trimițând periodic provizii de alimente și un vaccin pe care îl numesc Antizin, care are un efect temporar. În același timp, oamenii de știință de la GRE încearcă să examineze caracteristicile virusului care se răspândește foarte repede în orașul Harran. Un agent sub acoperire al organizației GRE numit Kyle Crane este trimis să se infiltreze în zona de carantină pentru a-l găsi pe Kadir Suleiman, cunoscut și sub numele de Rice, deoarece acesta a furat un fișier care conține informații clasificate pe care le folosește pentru a șantaja GRE. Ajungând în Harran, Crane a fost imediat confruntat de infectați și chiar mușcat de unul dintre ei. Ajutorul nu întârzie să apară, fiind apoi salvat de doi locuitori din zonă, și anume Jade Aldemir și de prietenul ei, Amir, care moare în acest proces. După aceea, Crane este dus la un adăpost pentru supraviețuitor numit Turnul și face cunoștință cu Rahim Aldemir, fratele mai mic al lui Jade, care spune că el și sora sa sunt membri ai facțiunii Runners, care are sarcina de a aduna provizii de hrană pentru supraviețuitorii care trăiesc în turn. În acest timp, Kyle începe să prezinte primele semne de infecție și are o criză, pentru care Rahim îl trimite la doctorul Imran Zere, care îi face lui Kyle o injecție cu antizin. Dr. Zere este unul dintre cercetătorii GRE care era încă prins în Harran, dezvăluind în același timp că lucrează la dezvoltarea unui medicament care poate opri infecțiile virale, împreună cu unul dintre colegii săi, doctorul Alan Camden. Totuși, eforturile lor au fost îngreunate de accesul la comunicații, deoarece doctorul Camden era prins într-o altă zonă a orașului Harran. Facțiunea Runners este condusă de un bărbat pe nume Harris Bracken, de la care Crane află că turnul este frecvent hărțuit de grupul de bandiți condus de Rice, aceștia furând toate proviziile parașutate de GRE. Chiar recent, din cauza ultimului atac lansat de bandiți, mai mulți membri ai facțiunii sunt uciși, iar Bracken este rănit. Crane se oferă apoi să ia parte la o misiune de colectare de provizii împreună cu ceilalți membri Runners și este însărcinat să ajungă la un pachet cu antizin, de care supraviețuitorii din turn au nevoie disperată, deoarece proviziile lor se termină. Când Crane ajunge la cutia cu antizin, decizia GRE îl ia total prin surprindere. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time
to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing Antizen, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. GRE își dorește confirmarea identității lui Rice. Așadar, Kyle distruge cu reticență Antizenul și o minte pe Jane spunându-i că Antizenul a dispărut. Fiind deja târziu, Kyle face repede cunoștință cu o specie deosebită de infectați numiți volatili, care își fac simțită prezența doar după apus. Crane a eșuat în misiunea sa, așa că Harris Brecken îl însărcinează apoi să negocieze o înțelegere cu Rice pentru a putea obține proviziile necesare de Antizen. Ajungând la baza bandiților, Crane îl întâlnește în sfârșit pe Rice și confirmă totodată că acesta era într-adevăr Kadir Suleiman. Crane se oferă apoi să lucreze pentru Rice și în schimb acesta îl va recompensa cu Antizenul de care supraviețuitorii din turn au nevoie disperată. Crane i-a raportat apoi organizației GRE despre identitatea lui Rice, care era într-adevăr Kadir Suleiman, și îndeplinește o serie de sarcini lipsite de etică pentru acesta, presupunând că va primi 2 cufere de Antizen, dar Rice îl trădează, dându-i doar 5 sticluțe. Rice îi spune lui Crane că îi va da mai mult Antizen dacă îi o aduce pe Jade, lucru pe care Crane îl refuză, deși GRE îi ordonă lui Crane să facă lucrul acesta pentru a câștiga încrederea lui Rice. Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Rice. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. După ce se întoarce în turn, Crane constată că tot mai mulți supraviețuitori încep să fie infectați din cauza lipsei de aprovizionare cu Antizen. Nu numai atât, dar a aflat și că GRE a decis să oprească aprovizionarea regulată cu hrană și Antizen a orașului Harran. Crane a contactat apoi GRE pentru a continua să trimită provizii, dar aceștia au refuzat și au spus că guvernul orașului Harran avea alte planuri și au cerut lui Crane să se concentreze pe finalizarea misiunii sale. Disperați după Antizen, Crane și Jade atacă depozitul lui Rice, dar în schimb găsesc o zonă de depozitare a explozibililor. Chiar și așa, cei doi au luat totuși explozibilii pentru a-i putea folosi ca apărare. Mai târziu, fratele lui Jade, Rahim, a folosit explozibilul găsit pentru a încerca să arunce în aer un cuib de volatili, în ciuda faptului că protagonistul Kyle l-a avertizat înainte să nu o facă singur. Rahim este rănit și nu mai poate continua, așa că îi dă lui Crane o bombă pentru a distruge cuibul. Cu toate acestea, la întoarcere, el descoperă că Rahim fusese de fapt mușcat și se infectase în timp ce el era plecat, forțându-l în cele din urmă să-l ucidă. Întors la turn, Jane aude o discuție între Brecken și Kyle, care vorbesc despre moartea lui Rahim. Moment în care turnul este atacat de bandiți, aceștia răpindu-l pe doctorul Zere, care încerca să dezvolte un leac pentru virus. Kyle se duce după el la garnizoana lui Rice, pe drum, contactând GRE pentru suport, dar în schimb primește un ultimatum de la ministrul apărării. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. What the hell's going on? What happened to the GRE? The Global Relief Efforts position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code 1 target zone. Wait, just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here, maybe thousands. Irrelevant. We're doing this to protect billions of lives. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zera, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just... Acknowledged. The
chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but you have 48 hours. Kyle îl găsește în cele din urmă pe Dr. Zere, dar cei doi sunt rapid capturați de Rice. Rice îl înjunghe pe Zere în picior și îl aruncă pe Kyle într-o arenă, punându-l să se lupte cu mai mulți infectați. Crane supraviețuiește, Rice dezvăluind că știe că acesta este trimis de GRE. În timpul epidemiei care s-a răspândit în Haran, un colonel militar, Kadir Suleiman, a cărui slujbă era de a proteja oamenii de știință care fac cercetări asupra virusului, le cere celor de la GRE să-l mute pe fratele său, Hassan, care era paralizat, pentru a putea ieși din oraș. Guvernul a refuzat și nu a dat permisiunea locuitorilor din Haran să părăsească orașul pentru că ar putea transporta virusul, provocând o pandemie mondială. Din cauza condiției sale, Hassan a murit în cele din urmă, după ce a fost atacat de oameni care fuseseră infectați cu virusul. Moartea fratelui său l-a mâhnit foarte mult pe Kadir, învinuind guvernul și pe GRE pentru moartea lui Hassan. Kadir, plin de furie, s-a răzbunat apoi furând de la oamenii de știință din GRE date de cercetare despre virusul din Haran, care s-au dovedit a avea potențialul de a fi un leac pentru infecția virală. După ce a fugit cu datele importante, Kadir a format un grup format din foști soldați și locuitori ai orașului, care au început să-și piardă încrederea în guvern și în GRE în ceea ce privește gestionarea epidemiei din Haran. Rice le spune oamenilor săi să publice și să scurgă oricum dosarul, aflând adevăratul motiv din spatele intențiilor agenției GRE. An internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Worldwide backlash. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I made it out. I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive, but as the president said in a speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left besides the infected. According to Colonel Tanner, once his decontamination process is finished, the infection will be completely obliterated. Rice le ordonă gărzilor sale să-l ucidă pe Kyle, dar acesta îi ucide primul, iar Kyle îi taie mâna lui Rice. Totuși, în timpul încăierării, Zere este înjunghiat în piept, dar înainte de a muri, i-a spus lui Kyle că i-a dat lui Jade cercetările sale pentru a le preda doctorului Camden. Pentru a evita distrugerea totală a Haranului, Crane declanșează o serie de explozii într-un bloc de apartamente care conturează o față tristă, dar cu toate acestea un avion zboară deasupra orașului și distruge semnul evidențiind faptul că guvernul este pe deplin conștient că încă mai există supraviețuitori în oraș. Printr-un mesaj criptic, Kyle află apoi că Rice a capturat-o pe Jade. Când o găsește, află că a fost mușcată aceasta fiind aproape transformată. Aici Rice le dă o singură doză de antizin, forțându-i să aleagă cine trebuie să se salveze. Jade alege să salveze pe Kyle, iar acesta, din păcate, trebuie să o ucidă. Kyle, într-un ultim act de disperare, se urcă pe un turn de radio și activează un semnal care permite oamenilor din exterior să afle că există supraviețuitori în Haran, ceea ce pune capăt planului de bombardare. But if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit! There's someone alive in the quarantine zone? Hey, do you copy? Do you copy? It's Squadron! Într-o încercare disperată de a evita un scandal imens, GRE l-a contactat pe Crane pentru a lua cercetările doctorului Zere și a le da lor, astfel încât GRE să poată să convingă publicul că lucrează într-adevăr la un medicament pentru a opri infecția virală, iar în schimb GRE îl va îndepărta în siguranță pe Crane din orașul Haran. Crane a luat în considerare oferta, dar înainte de asta a trimis o mostră de țesut infectat doctorului Camden, care credea că este aproape de a dezvolta un medicament pentru a opri infecția virală, dar încă avea nevoie de datele cercetării doctorului Zere, care se aflau la Rice.
GRE află că cercetările doctorului Zere sunt la Rice, propunându-i același lucru și lui. I've made a deal with our GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zere's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. Aflând de acest plan, Crane atacă apoi baza lui Rice și se luptă cu acesta în vârful unei zgrie nori, chiar în momentul în care apare elicopterul GRE. În cele din urmă, reușește să-l arunce pe Rice de la înălțime și să recupereze datele de cercetare ale doctorului Zere, pe care decide în cele din urmă să îi le dea doctorului Camden, totodată decizând să rămână în orașul Harran pentru a-i ajuta pe supraviețuitorii rămași, marcând astfel finalul jocului principal. I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. You said he talked about magic and, what, domesticated zombies? He talked about a group of people who don't get infected, even if they're bitten. Delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like... A way out of Harran. Crane, we are running out of Antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Stay away! Stay away! You don't understand. The mother... La ceva timp după ce l-a învins pe Rice și a predat dosarele de cercetare ale doctorului Zere doctorului Camden, Crane află de la un supraviețuitor care a fost la un pas de moarte despre un medicament care ar trebui să vindece virusul, precum și persoanele imune la infecțiile virale. Deoarece turnul rămăsese fără stocuri de provizii de antizin, iar eforturile doctorului Camden de a produce un leac erau încă fără succes, Crane decide să investigheze persoanele despre care se spune că au imunitate la infecție, pentru a obține un medicament care să vindece supraviețuitorii infectați, astfel încât aceștia să poată supraviețui fără a mai depinde de antizin. Crane se îndreaptă apoi spre mediul rural, unde descoperă în cele din urmă că mulți dintre supraviețuitorii de acolo s-au convertit la o sectă religioasă numită Copiii Soarelui, care venerează o entitate numită The Mother sau Mama, care pare a fi sursa imunităților la virus. Kurt said the people out here are immune to the virus. You know anything about that? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. F***ing wackos, they're in a damn cult, led by some woman they call the Mother. They scribble symbols everywhere, do these f***ing rituals. I think they even pray to her. Pentru a câștiga încrederea sectei și pentru a afla mai multe despre imunitate, Crane decide să îi ajute pe supraviețuitori. Între timp, află de la un localnic numit Jasir că mama este o sfântă și vorbește doar cu cei fără chip numiți Faceless, dar are o șansă să fie observat dacă ajută comunitatea cu orice este nevoie. She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. În cele din urmă, unul dintre cei fără chip, un membru de rang înalt al cultului, îl abordează și recunoaște personal că imunitatea lor se obține printr-o poțiune specială pe care o găsesc, dar la fel ca antizinul, aceasta doar suprimă infecția și nu o vindecă complet. De asemenea, Faceless dezvăluie că lucrează și ei la un leac permanent și îi promit că, în schimbul ajutorului său, îi vor da lui Crane niște medicamente pe care să le ducă înapoi în Harran. Crane este apoi desemnat să-l ajute pe un bărbat pe nume Attila,
care lucrează la un proiect important pentru The Mother. Attila îi spune lui Crane că adepții acestei secte cred într-o profeție în care cel ales se va ridica pentru a deveni profetul zeului Soare și pentru a purifica infecția. Attila dezvăluie de asemenea că adevărata identitate a mamei este Jasmine, soția unui colonel militar, care a fost implicat în experimentul care a provocat infecția, dar care a fost mușcată. Înainte de a ceda infecției, colonelul i-a dat apoi lui Attila un cod secret pe care i l-a transmis lui Crane. Ulterior, Attila s-a sinucis pentru a invoca profeția, dezvăluind că și el era un adept devotat. Mai târziu, Crane descoperă că soldații rămași ai bandei lui Rice au călătorit de asemenea în mediul rural în căutarea leacului. Oamenii de încredere a lui Rice lansează apoi un atac asupra bazei în care se afla mama la un baraj din apropiere. Totuși, când Crane ajunge acolo, îi găsește pe toți oamenii și adepții Faceless morți. Intrând în baraj, el descoperă în cele din urmă că The Mother s-a transformat într-un volatil conștient. In the dark, my new nature dominates, mindless, lethal. Mama îi dezvăluie că barajul este o instalație militară secretă care stochează substanțe chimice speciale. Cu toate acestea, în loc să fie un leac pentru virus, poțiunea îi transformă încet pe toți cei care o folosesc într-un volatil conștient, așa cum s-a întâmplat cu The Mother, care își poate păstra abilitățile mentale în timpul zilei și primește capacitatea de a comunica telepatic. Totuși, noaptea, ea devine un monstru sălbatic și incontrolabil. În continuare, mama îi spune lui Crane că singura modalitate de a opri infecția este de a-l invoca pe zeul soarelui pentru a purifica pământul, sacrificându-i pe toți cei din Haran în acest proces. În această etapă, Crane poate alege să se supună mamei sau să se opună acesteia. Alegând să o asculte pe The Mother, aceasta îl va conduce pe Crane la o bombă nucleară care este activată cu codul pe care i l-a dat Attila, care va distruge întreg orașul Haran și va ucide toți supraviețuitorii și infectații, eliminând virusul odată cu ei. În schimb, dacă alege să se opună planului de a distruge Haranul, atunci The Mother îl va ataca, forțându-l pe Crane să bea elixirul, totuși Crane o învinge în cele din urmă și o ucide. Luând ceea ce a mai rămas din medicament, Crane părăsește apoi barajul și iasă într-o zonă populată care pare a fi în afara zonei de carantină. Where am I? În finalul acestui clip vreau să mulțumesc membrilor Hitman Bloodmoon, Gabriel Cătălin Tamaș, Tony și Hammer MC7. Eu am fost Sorin, gazda voastră, și ne revedem data viitoare cu un nou episod, Jocuri de Poveste.